găsit. Am întârziat puțin fiindcă mărturisirile în săptămâna mare la unii durează mai mult. Dar, doamnelor, încheiem Vinerea Mare și ne apropiem de cea mai mare sărbătoare a bisericii noastre. Ne vom afla împreună în câteva momente, într-o ediție specială cu Părintele Constantin Necula, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Sibiu, consilier al Mitropolitului Ardealului și autor a 60 de cărți. Este probabil cel mai iubit preot misionar al nostru, un duhovnic însuflețit al tinerilor și un veghetor cald al celor în vârstă. Își va mângâia sufletul cu acest dialog și draga mea colegă, Raluca! Bun venit! Doamnelor și domnilor, puteți viziona această emisiune și pe www.raluca-razvan.tv. Puteți de asemenea să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook sau la 073-7029-899. Începem emisiunea însă cu unele mai lumești, cu publicitate. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Riga. Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiul capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Vă spuneam, doamnelor și domnilor, alături de noi, Părintele Constantin Necula. Mulțumesc pentru întâlnire. Doamnelor, să le spunem că nu e în direct, că suntem la Prohod la ora asta, da? Suntem, e adevărat. Nu suntem în direct, suntem însă într-o zi specială. E cea mai importantă din Săptămâna Mare sau nu se poate face o clasificare? Eu cred că nu, pentru că e un urcuș duhovnicesc. Știi că pedagogia modernă susține că în sine copilul nu este un produs al pedagogiei, ci este un progres al pedagogiei. Uh-huh. Săptămâna Mare e un progres, nu e un produs al unei așteptări. Corect. Învierea nu este produsul la ceva, ci progresul în ceva, un duh de creștere. Trăim bine progresul ăsta? Noi ca și credincioși? Din eu zic că da, din ce am văzut eu pe... Prin bine înțeleg corect. Ce înseamnă corect? Păi ce înseamnă corect în dogmele Bisericii Ortodoxe? Nu, biserica nu are dogme cu privire la comportament. Biserica are dogme cu privire la învățătura de credință. Secolul 7, 8 sau cam terminat. Trebuie să ne iasă din cap că biserica e dogmatică. Ea nu mai naște dogme, ea doar respectă fundamentele de credință. Tot ceea ce înseamnă manifestare publică, ceea ce înseamnă cult public sau cult personal făcut public, se supun unor reguli de un fel sau altul în funcție de pietatea din zonă, de emotivitatea preotului, emoția credincioșilor. Adică noi nu suntem niște roboței băgați în priza Duhului Sfânt și să facem de acum încolo... Nici oamenii bisericii și nici credincioși. Acum, mi-aș dori să nu fie nici preoții, dar uneori preoții suntem supuși unui tipic. El există un îndreptar de cum să te comporți în această săptămână, care e dificilă, e o construcție liturgică și vă supărați, cu totul ieșită din comun. Și preoții bisericii ortodoxe se supără rău dacă noi nu respectăm tipicul ăla? Nu, no, n-am văzut mitraliere. Ai văzut tabăr? Nu, n-am văzut mitraliere, dar supărarea nu e numai cu mitraliere. Știi? Acum, te poți supăra, de exemplu, în fața nesimțirii oamenilor, în timp ce tu încerci să-i aduci cât mai aproape de Dumnezeu, vezi că o altă parte comentează la tot ceea ce faci. Noroc că biserica nu are comentarii de subsol ca la Marele Ziarul, că te trezești tot timpul dușmanul propriului tău popor. Dar în principiu e o săptămână în care pot apărea ispite, te trezești în fața unor realități incredibile. Nu uita că spovedești în Săptămâna Mare,
Eu personal și în rest am aceeași experiență, dar depășești 70-80 de oameni pe zi. Pentru ei e important momentul ăla în care te ating, dar tu ai sute de momente de genul ăsta. E cumplit așa, dar e un cumplit binecuvântat, bucuros. Dacă era o curiozitate de-a mea. Ce se întâmplă cu sufletul preotului care ascultă tot ceea ce îi se spune? Uită. Deci cea mai mare calitate a unui duhovnic e să uite ce, ce spovedește. Păi nu poți ține, nu poți face nicio aluzie, sigur, dar ce poți face vreo aluzie în afara spovedanii? Nu, de acord. Dar nici nu te poți rupe, Te poți rupe după liniște. Exercițiu, da? Ele spuneam ăstora care tot timpul inventează despre Biserica Ortodoxă, băi, terminați, nu suntem o agentură de spionaj și de tras oameni de limbă. Terminăm cu prostii. Dar îmi imaginez că dacă ar fi să faceți un raport după o zi de spovedanie din săptămâna mare, cred că a scrie nu, trei știi volume. Ce poți să faci o diagnoză? Vezi, nu ne-a întrebat nimeni niciodată, niciun sociolog serios, n-ar putea face de fapt o diagnoză asupra poporului român fără să întrebe preoții. Din punctul meu de vedere, a nu utiliza forma de informare pe care ți-o dau preoții e o greșeală. Pentru că, de exemplu, în urmă cu ceva ani, prietenul nostru, domnul Toroc de la ITM, am avut amândoi aceeași viziune asupra unor lucruri, dar amănuntele veneau din experiența din fiecare casă pe care am parcurs-o. Deci o inspecție, un institut de cercetare poate vedea așa, a la long, dar eu testez pe an mai mult de 1800, eșantionul meu e mult mai mare de 1800 de oameni. Iar eșantionul unui preot paroh, de exemplu, în Sibiu și nu numai, pe sectorul lui unde el intră casă de casă și aproape că știe pe fiecare după nume, pentru că nu mai avem parohii hiperparohiale, el poate să spună care este profilul parohiei. I-am învățat pe studenții noștri să-și construiască chiar o hartă de diagnoză a parohiei pentru a vedea unde sunt problemele, cum sunt problemele, ce trebuie tratat, în ce direcție merge predica. Ce face preotul când vede problemele, când știe problemele? Ce poate să facă? Să intuiască soluții, să ajute cu soluții. Unor greșește că e om. În general să nu rămână ancorat într-o singură soluție. Să nu creadă că el e Duhul Sfânt și e deținătorul puterii absolute. Uh-huh. Să lucru foarte important și cel mai greu. Preotul nu poate fi vedetă. Când e vedetă, a terminat-o. Deci nu poate tot tipul să aibă dreptate și este obligat să discute cu oamenii. Nu, termenul de negociere chiar e. De mediat e mai corect. Trebuie să medieze conflicte. De exemplu, pot apărea oameni care până să urce pe scări s-au înjurat și s-au certat. Și în fața ta joacă teatrul unei perechi foarte cuminți, dar tu trebuie să ai intuiția necesară de a ajuta să se vadă cum sunt și de a întări. Preotul privește lumea dinspre Dumnezeu spre lume, nu dinspre lume spre Dumnezeu. Fiindcă ai pomenit de teatru, am avut uneori senzația și aș vrea să înțeleg fenomenul ăsta. Am avut uneori senzația că în Săptămâna Mare unii dintre credincioși sunt foarte teatrali. Sunt pioși peste măsură, se închină la... E rolul lor. De ce ești supărat? Nu, eu întreb dacă e în regulă. Adică dacă... Ei știu dacă e în regulă, pentru că eu știu că dacă un actor se lipește prost de rolul lui, devine schizofren. Deci ori trăiești până la capăt unii asta cu Hristos ca să ai o unitate cu El, ori o joci de la distanță cum de obicei se joacă, ori dacă te prefaci, începi să semeni cu prefăcătorul. Adică e și o formă de supărare, ca să nu zic de îndrăcire. Nu poți mima credința. Credința nu se poate mima. Dar voi îl simțiți pe cel care mimează? Uneori da. Uneori nici nu îl simți. Pentru că tu însuți ești într-un proces continuu de argumentare aproape, de creștere a propriei credințe, de argumentare a propriei credințe, de desfășurare a propriei credințe. Nici pentru preot nu e ușor. Cum poți să reziști? De exemplu, sunt sute de ore de slujbă în săptămânile astea care preced. Nu poți rezista la nesfârșit în aceeași tensiune. Ori clachezi, aluneci, tu însuți ești nervos, ești supărat, ești om, Doamne, iată, nu ești o hologramă care vine să țină cuvântul. Și atunci crezi sistemul ăsta un pic de, nici nu știu cum să zic, de protecție și protectorat concomitent. Săptămâna Mare e o săptămână tristă? Nu. Nu, pentru că, vezi, noi jucăm, apropo de teatru, noi jucăm așa o formă de teatru, că noi îl plângem pe Hristos, dar știm că a înviat. De asta spun. Păi da, e o teodramatică, adică asta este un teatru anamnetic, e un teatru care în mod normal e taumaturgic, ar trebui să ne vindece de teatralitatea din jur. De exemplu, eu mă duc oricând cu plăcere la un teatru clasic românesc, n-am curaj să vorbesc despre altele, mi-e dor real să văd O scrisoare pierdută. Pentru exorcizarea tembelismului politic românesc. Deci eu, în mod normal, aș da un examen de admitere în Parlament, le-aș pune și am zis, cu cine vă identificați de aici? Jumătate sunt Trahanache și vreo un sfert minimum sunt Tipătești și Agamemnon Dandanache, uneori îi auzim.
Dacă ăla, deci dacă o scriitură ca lui Caragiale a reușit să exorcizeze, să scoată pe dracu afară, că ăsta e adevărul, din politicul românesc și să ne-l pună pe tavăl, Săptămâna Patimilor îl pune pe Dumnezeu înaintea noastră și ne spune, uitați-vă bine în ce parte a tabloului ăsta vreți să vă situați. Cu cine țineți? Noi apucăm să ne punem problema asta în Săptămâna Mare sau suntem... Biserica emite asta, asta îți spune tot timpul, vai ție suflet, adică emisia este clară, biserica e interrogativă, duminică seara zic serile pentru că sunt denile care marchează apariția celei de-a doua zi. Deci biserica e interrogativă, doar vineri seara deja, nu, în seara asta am fost martorii, sau suntem martorii punerii în mormântul Mântuitorului, de aici nu mai poate să încapă teatru. Hristos nu e un personaj care acum se culcă, acum învie... Iisus care te iubește și se ascunde printre alte... Invitația la identificare în tablou despre care noi vorbim n-ar trebui să fie permanentă? Păi este permanentă, dar ca întotdeauna, nu ca un, ca un prim plan din filmare. Eu permanent. Gândește-te bine, tu vorbești și primul plan e pe tine, vorbesc eu și primul plan e pe mine, vorbim toți sau Raluca și e pe ea. Imaginea asta trebuie să o înțelegem, că există focalizări, sunt... că focusarea mi se pare așa o invenție, da, de mă doare capul. Sunt focalizări pe anumite lucruri ale vieții. Și în anumite momente, probabil. Tensiune de tensiune. E ca, cum să spun eu, biserica privește pe credincioși ca pe niște copii. Îi iei, îi pupi, îi hrănești, îi plimbi, le arăți pe acolo, le arăți acolo. O să-mi spui, bine, copiii trebuie și certați. Probabil asta că e și ceartă. Și când face rău copilul? Probabil că e și ceartă pe oameni. Eu personal am pierdut de mult. Eu mă mai cert așa în câte o predică, în câte un articol, în câte un, uite, poate mai bine spus să-i dojenim. Ca nu, să nu, spunem... asta cu dojana e arhierească, asta n-aș zice eu. Preotul, dacă greșește, primește dojana arhierească, adică ceartă sănătoasă cu element de, cu element de penal, cu gust de penibil din se partea lui. De... Se poate întâmpla oricând. Da, se întâmplă. Da. Sunt preoți, sunt dojeniți de arhiereu, iar în altul nostru este foarte atent, adică știe ce zice. Nu mă îndoiesc. Ai pomenit de ceva, de reducerea... întinderii unor parohii. Preoții slujesc către mai puțin credincioși, ceea ce poate... Da, da, e ceea ce am spus. Din punctul meu de vedere, eu cred că preotul trebuie să ia numai cât poate duce. Dar cine decide cât poate el duce? Consiliul eparhial, protopopiatele, se vede forța fiecăruia, parohiile sunt corect împărțite geografic, fizic... Asta e motivul pentru care și aici ajungem la un subiect. Noi l-am mai discutat, dar îl discută alții... Prost, am găsit o chichiță, apropo de jurnalist, să vezi ce am găsit. Zi, că ascult. Ajungem în felul ăsta la numărul de biserici. Da. Colegii la Turnul Sfatului au ieșit în urmă cu câteva luni de zile cu o opinie. Era o opinie care nu ținea cont de împărțiri, de matematici și așa mai departe. O opinie a înalt preasfințitului care spunea, noi, dacă ar fi să calculăm... Pe centimetru pătrat? Pe numărul de credincioși pe care noi îl știm, ar nouă, ne mai trebuie încă atâtea zeci de biserici. Pe mine a ieșit de acolo... Ce a ieșit, ce vrească Dumnezeu, da. Acum, să spun ce mă distrează pe mine. Deci eu am învățat la aritmetică, se învață din clasa întâi, că dacă adun pere cu mere, îți dau fructe cel mult, nu-ți dau tot mere. Fii atent. Noi numărăm spitalele și bisericile și ies bisericile mai multe. Nene, unitatea teritorială a spitalului e dispensarul. Și nici măcar dispensarul, e cabinetul din dispensar. Dacă tot e să avem obraz și să nu mințim poporul ăsta. Dar bun, dar nu suntem exact în aceeași situație. Nu suntem în aceeași situație. Comparăm mere cu pere. Nu, pentru că eu compar unități teritoriale identice. Da? Un medic de familie trebuie să aibă 8.000 de, nu mai știu cât, da, cât 2.000 sau cât poate. Cam atât are și n-are un preot la țară 2.000 veci pururi. Da, zicem că are. Deci ălea trebuie comparate. Despre ce vorbim în rest? Întrebarea mea concretă e asta. Cine decide? Comunitatea. Cine? În general comunitatea. Și se exprimă comunitatea cum? Care se cheamă parohie, comitet parohial, în consiliul parohial se pune problema, avem nevoie de un locaj nou, ne sufocăm sau nu-l avem, cum e cazul unor comunități. Vrem să-l facem, avem puterea să facem, ne ajută statul, nu ne ajută statul, asta e altă problemă, finalitatea este cu totul și cu totul alta. Este cert că orice familie își dorește, tânără fiind, să aibă propria sa casă. Eu te întreb, cartierul Reșița a numerit o biserică? Pe bune. Și Limbărul, nu acolo știu dacă unde are se... sau n-are, nu are. Ideea în sine, deci când vrei să construiești o comunitate, o lași total, am ajuns înapoi în socialism încât să fie mai importantă comunistizarea fără niciun fel de orizont religios. Eu cine face biserica? Parohia, credincioșii. Banii săi? Fie cu banii săi, fie cu bani luați de unde apucă să ia fonduri? Se poate întâmpla să fie un singur om care să construiască.
Uai, ce scandal a fost când au fost pictați nu știu ce oameni mai bogați din Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, care și-au permis să se picteze. Păi frate, dar asta e regula, asta e canonul. Ce, eu mă bag la vreunul dintre ziarele locale sau naționale? Ce fac ei acolo? Păi nu, dar putem veni mai spre noi, unde în biserică există locuri speciale ale celor care au fost alături de biserică de când s-a ctitorit ea. Oameni care au un loc rezervat. Deci există, din punctul meu de vedere... E o formă de răsplată. Deci, din punctul meu de vedere, este o falsă problemă câte biserici avem. Important e ce calitate au preoții care slujesc în ele, care este calitatea de primire a bisericii, ospitalitatea ei fizică, uh-huh, și în ce condiții biserica aceasta e transparentă la ziduri. Adică, în ciuda faptului că este un locaș care strânge oameni, are și capacitatea de a face misiune dincolo de ziduri. Pentru că niciodată n-am văzut, sau foarte rar am văzut, în anumite ziare, nu numai Turnul Sfatului, ferească Dumnezeu, că sunt ziare locale mult mai ample, sau mai multe, nici nu știu cum să zic, mai largi un pic, uh-huh, care să consemneze la un moment dat că, de fapt, cantina socială a primăriei este optată, ca să nu zic zecată, de cantinele sociale ale parohiilor, că peste tot unde s-a construit o biserică nouă este și un punct de asistență socială, că nu este la regulamentul proiectului nu știu care, nu avem, nu știu, pentru că biserica nu este dispusă să joace în această ajutorare socială după regulile celor care fac proiecte europene pentru salariile lor proprii și pentru casele lor personale. Biserica își construiește proiectele în funcție de necesitate, de lucruri. De exemplu, noi ani de zile am uitat că avem copii, nu, am tot vorbit de abandon școlar. Avem un proiect din Uniunea Europeană, ne-au pus să căutăm, am găsit și unde nu erau copii în abandon școlar. Culmea că după ce am creat proiectele astea și le-am dat drum pe piață, am constatat că a crescut abandonul școlar. Știe cineva câte centre de meditație gratuite sunt făcute pe parohii în municipiul Sibiu? Nu prea. Dar voi știe cineva că la... Noi știm, dar tu știi că la Mediaș este unul dintre cele mai frumoase centre de ecumenism al picilor din România. Copiii de toate confesiunile merg și învață împreună în subsolul unei biserici de acolo, din Vitrometan, mi se pare că se cheamă cartierul. Da. Învață, mănâncă, se joacă împreună. Cresc pești, băi frate, au havuzuri în curte. Nimeni nu spune nimic despre asta. Nu ține, toată povestea asta nu ține și de felul în care preotul reușește să transmită informația pentru a... De ce? Încă o dată, el nu are nevoie de reclamă, e limpede. Deci vorbim amândoi ca doi oameni care scriem în presă și gândim în presă. Eu scriu de o săptămână la gândul, nu la nivel național. Asta de o săptămână. Stai să spun. Reacția în subsolul paginii este penibilă. Orice ar spune biserica, adică... nu. Dar orice ar spune biserica, se găsește o cohortă de înjurături. Îți dau un exemplu. Fii atent că asta e matematică. Unul dintre oamenii ăștia care fac presă mai spre seară despre starea națiunii, uh-huh, au venit cu următoarea dilemă metafizică, preluând o informație de la cei ocupați cu ziua, nu? Au început să comenteze că Biserica Ortodoxă Română a cheltuit 600 de milioane de lei anul trecut pe ceea ce face. Uh-huh. Pe ceea ce face, revin. Uh-huh. Uh-huh. Păi, 600 de milioane, am zis, măi, mult, m-am uitat, cifra nu este pe Biserica Ortodoxă Română, pe tot ce înseamnă activitate cultuală în România. Deci deja e o minciună de presă. Uh-huh. E o minciună, e o manipulare deja. A doua este că televiziunea de la care ei emit aceste date are datorii de 700 de milioane de euro, doar de lei, doar pentru chestii deloc culturale. Din punctul meu de vedere, cu toate că sunt un chibiț de fotbal înrăit uneori, nu mi se pare fundamental. Apropo de o țară care n-avem spitale, n-avem autostrăzi, n-avem grădiniță, să vedem chiar toate meciurile. Da. Da? Deci nu, chiar nu e. Și să le mai și transmitem prost, unul din șapte în cinci zile. Adică... Eu mă întorc la ceea ce spuneam. Nu ține toată povestea asta și de arta preotului de a face cunoscute proiectele sale, da, nu pentru că are nevoie de reclamă, da, ci pentru că câștigă, odată cu asta, câștigă și biserica în credibilitate. Băi, omule, dar fii atent. Oricât ar spune, preotul este în primul rând dator față de comunitatea lui. El acolo le lămurește. Da? Ce nevoie am eu? Acum m-am uitat. A fost eparhia Devei, prin preasfințitul Gurie, a dăruit enorm de mult unui spital din Deva chestii ultra sofisticate. A fost o știre de o șchioapă. Dacă ar fi picat în olt bastonul vreunui episcop, vai de mine ce ieșea din asta. Da, de acord, deci, cu asta. Să revenim. Niciun spațiu de presă, cu excepția trustului de presă al Patriarhiei, care este Bazilica și Lumina, nu este dispus să aloce coloane reale, corecte, pentru a informa publicul pe tema asta. Good news is not news. Da. Uite-te aici. În ultima vreme, instituțiile lovite au fost așa. Biserica, școala,
medicii, că zic instituția medicilor, nu zic spitale neapărat, DNA-ul și ANAF-ul. Ghiși ciupercă cei. Ghiși ciupercă cei. Pentada care poate modifica mentalitatea unui popor este în permanență lovită. De cine? De băieții care nu vor să-i schimbe mentalitatea. Care vor să astupe în permanență. Și nu e vorba de un complot aici. E vorba de un instinct de conservare al tuturor. Tu simți asta apropo de perioada acum când scrii la gândul și când... Nu, cu gândul sunt într-o... Pe mine mă onorează colaborarea de acolo mai mult decât eu sunt convins că e așa, dar tu simți că instinctul ăsta al unora funcționează citind ce se scrie de desubt la gândul, la comentarii? Le simți? Nu știu. Nu, n-am testat. În primul rând, eu nu mă mai uit la subsol, că aș exact ca la turnul sfatului când răspundeam la întrebările pe care mi le puneau din redacție, păi de n-au înjurat-o pe mama. Deci mama chiar n-are nicio vină că eu sunt prost uneori. Da. Și eu știu că ce scriu, scriu cu notă de subsol. Ei ce mă înjură n-au nicio notă de subsol la ce spun. Absolut de acord cu asta. Mă uit la comentariile pe care le fac uneori la Sibiu 100%, alt spațiu în care nu poți să zici de mine că nu scriu. Chiar sunt prezent. Păi asta vreau să spun. Bă, dar devine penibil să mă scuz că eu cred. Chiar trebuie să argumentez. Au fost emisiunile acelea celebre cu locuitorii Asurdistanului. Și m-au întrebat cât de penibil trebuie să fii ca om să-i cer tot timpul celuilalt să argumenteze când tu vii tot timpul cu minciuni. Păi Dumnezeu să mă iată, chiar, Doamne iartă-mă, chiar oligofren nu-i nimeni în biserică să imită, mă rog, să mă ierte copiii cu probleme, că nu de ei vorba, ci de ăia mari. Cum să spun, e un autist de stânga, nu știu cum, informația vine total eronată. Eu mă uit cu minte în față, te disperă. Cum poți să te apere în situația asta? Nu știu. Că m-aș urca pe cruce. Dar crezi că ar primi, ar zice, ăștia-s ca botii de încolo, de popi, ăștia-s... Nu știu, poate s-ar putea contracara fiind replicată persoana ta. Ea este replicată. Hai să spun o treabă. Nu te-a pus pe gânduri că nimic din 93,4% obținut prin semnătura părinților n-a fost comentat de presă? Pe bune. Ai văzut un comentariu serios de presă, cum a fost faptul că a ieșit Tărtăcuță care propune broasca țestoasă, clopoțelul și delfinul să iasă nu știu cum. Da. Dom'le, facem din soneria de la Parlament o știre de câte 3, 4, 5 minute la știri. Bun? Ok, de acord. E importantă că e poluare cu decibeli. Omul chiar are dreptate. Sunt de acord cu el. Băi, frate, dacă nățiesc 93,4%, că acolo e cifra. Și spun da. Și fii atent. Noi avem două momente fundamentale. Noiembrie și martie în România. Sunt momentele de lecție date de România Europei și nimeni n-a vorbit de ele. Unu, un minoritar religios și național, mă rog, lingvistic să spunem, este propus și susținut ca președinte și 93,4% sunt copiii de toate confesiunile care s-au înscris la ora de religie. Deci când este atacată identitatea națională și simți că ai nevoie de un om adevărat și când e identitatea educațională și ai nevoie de Dumnezeu pentru ea, lucrurile nu se mai negociază la nivelul poporului. Atâta tot că postacii de serviciu de 0,0001% din populație, atâta sunt de fapt pe Facebook, își permit tot timpul să creadă că ei să reprezinte majoritatea, uitând că inclusiv din 0,08% o parte sunt în favoarea bisericii. De ce majoritatea nu reacționează? Pentru că n-are timp, pentru că oamenii ăștia muncesc real, pentru că în mod real, cei care sunt la muncă și își văd de crescut copii, n-au timp să stea pe Facebook. Nu au timp. Nu posta pe mail, nu posta să comenteze toate prostiile. Copiilor au febră, trebuie hrăniți, ei merg la servici. Mă uit cine postează, mă uit la cultura celor care emit acolo. O mare parte dintre ei sunt ieșiți cu totul din orice fel de competență. Și eu pot să dau foarte ușor cu privire asupra, știu eu, formei de emisiune, programului, la fotbal să-mi dau cu părerea că ăla dădea mai bine în dreapta decât în stânga. Pot face astfel de scenarii, dar viața reală nu se trăiește din scenarii, ci din realitate. În realitate, și asta este realitatea în România, percutanța părinților și a copiilor în favoarea orei de religie a depășit cu mult așteptările. Vreau să spun, în calitate de om care cunoaște din interior fenomenul, eu cred că a fost un șoc inclusiv pentru noi. Un șoc pozitiv. Uh-huh. Eu n-am cum să le mulțumesc, de exemplu, sibienilor, nu am cum. M-am uitat la joaca informațională apropo de Sibiu. La un moment dat, au preluat o parte din... au luat toată populația școlarizată din Sibiu, au împărțit-o, nu știu cum, știrea dinainte, cu o zi de finalitate a înscrierilor, că maximum o treime din școlarii din Sibiu există, uh-huh, se poate cerceta. Da. Au fost înscriși. Imediat s-a trecut la partea cealaltă. Ajunsese la un moment dat populația școlară a Sibiului. Asta m-a salvat, că eu aveam datele paralele din Brașov și Sibiu, le știam.
Și eu știam sigur că brașoven acum, cu tot respectul, cred că e un pic mai mare județ, un pic mai mare. Da. Și atunci mi-am dat seama că n-are cum la o populație atât, la un județ mai mic, să ai o populație școlară mai mare decât, cu mult decât. Uh-huh. Și atunci am zis, stai că ceva nu e în regulă. Dintr-o dată, a doua zi când s-au dat, nici măcar a treia zi când s-au dat de dimineață rezultatele finale, nu prea erau, cum ziceau, oamenii care deja erau guralivi. De parcă, de exemplu, dacă ar fi fost 80% dintre copiii înscriși la ora de religie, era mai puțin decât. Era mult, da. Era enorm de mult. Noi n-avem cifrele, dar să știi că e mult, să ai atâția copii la școală. Bun, da, acum, dincolo de bucuria acestui procent, de surprinderea plăcută a acestui procent... Se muncește foarte mult, să știi. Se muncește, nu știi. Adică eu nici n-aș vrea... De exemplu, s-a făcut o platformă de cercetare nouă, s-a remodificat totul, sunt în discuții la nivelul Ministerului Învățământului cu privire la noile manuale de religie. S-a dat peste... Deci tot ceea ce a fost reproșat în tot... Măi, eu aș vrea să văd și la alte instituții reforma asta permanentă, știi? Eu încercam să spun așa, că poate din toate comentariile alea, din toate relele spuse, domne, poate e și un semnal nu poate, care spune... Nu poate, sigur e un semnal. Că nu sunteți perfecți. Nu, dar cine a zis că dacă eram perfecți, eram pictați în biserică? Eu asta încerc să spun, adică... Deci, nu, deci asta ați spus, s-au luat toate aceste semnale, s-au monolizat într-un proiect, un SWOT uriaș, l-am văzut, lucrez pe el, suntem o echipă întreagă de oameni, de la sociologi, pedagogi, psihologi, preoți, profesori de religie, inclusiv doi atei foarte buni, de mare calitate intelectuală. Că pe mine ăla care vine să spună doar că nu există Dumnezeu așa ca un papagal, eu n-am ce să... Bine mă băiete, să fii sănătos, să așa, oameni cu ștaif. Eu am nevoie de alternativa lor. I-am întrebat de ce crezi că asta nu merge. Eu am prieteni cu care discut pe tema, de exemplu, de ce nu merge asta și merge cealaltă. Că eu sunt tare, pe mine mă bufnește râsul că... Toate acuzații, deci când vrei să plesnești în biserică cu ceva, reîncălzești o ciorbă. Dar în permanentă să reîncălzești o ciorbă. Și eu tot râd cu ei, mă, depășiți ariși pogoniciu și cutezătorii, că devenim penibili. Deci mie un conflict, o discuție reală între un om intelectual, agnostic sau ateu, și un preot, mie îmi face plăcere tot timpul să o port. Pe subiecte comune pe care le avem de dezvoltat. Sunt convins că, de exemplu, la nivelul pedagogiei, avem enorm de mult de învățat unii de la ceilalți. Deci nu pe lozinci, ci pe... Păi asta e pe abțibil, declarații publice, pe prostioare de genul ăla, că orice ai zice, ești... Să-ți mai spun o prostioară. Și apoi o să renunț la cele lumești. Da. Fiscalizare. Da. Lumea spune așa, domne, ok, bisericile se construiesc cu bani care există, că altfel nu s-ar face, mă gândesc. Deci există, cineva susține apariția acestor biserici. Dar de ce biserica nu taie bon? De ce nu emite bon fiscal? Pentru că legea este în favoarea bisericii. Așa este ea dată, negociată și lucrată, pentru că, în general, biserica, de la cele mai più basi de la cita, deci dacă noi am început să fiscalizăm la maximum, noi am rămâne la aceeași sumă, asta este cert, nu ne-ar deranja cu nimic, dar a încărcat tot credinciosul cu chestii care nu privesc nici cum statul român. Și îți dau un exemplu. Am înțeles că eu eram plecat, că dacă eram acasă era mai interesantă întâlnirea. Un domn care a venit să ceară bon fiscal pe lumânare, băieții au zis, doamne, pe lumânare chiar nu putem să o dăm, că e 0,5 lei, adică o nimica toată. A zis, atunci dați-mi 100. Și ăștia au zis, noi nu avem, că legea actuală nu ne cere fiscalizare, dar vă putem da o chitanță în care să spunem că ați cumpărat să nu... Nu-i bine. Noi emitem chitanțe. Deci vreau să spun că noi suntem extrem de controlați. Noi suntem tot timpul în vizorul oricărei tot ce controlează toate celelalte societăți comerciale, controlează inclusiv societățile comerciale de biserici. Fabrici de lumânări, dacă am avea storcătorii de vin, oamenii ăștia cred că noi de acolo scoatem banii. Nu, banii nu vin de acolo la biserică. Banii vin de la oameni la biserică. Deci dacă eu compar cu vânzarea de lumânări cu donațiile primite de la oameni care real au vrut să facă altceva... Uite-te la Catedrala Mântuirii Neamului. Am mai vorbit noi odată despre gogorița aia. Ții minte cu Mugurii Sărescu, primar, patriar, ca să constatăm că Banca Națională, Consiliul General și... Dar acum am mai aflat una și mai interesantă. De fapt, tot ceea ce dă Consiliul General al Capitalei Catedralei Mântuirii Neamului se întoarce înapoi în visteria statului sub forma de plata la salarii și CAS-uri și chestii genul ăsta. Plus creiere de locuri de muncă. Într-un fel e logic. O primăriță se leuda în sud, ea vrea să facă un stadion acum, dar singura investiție a fost o fabrică de biscuiți. Și vor să fie capitale culturale europeană. Nu? Și s-a dat, mamă, abia aștept. Și s-au lăudat la un moment dat că au făcut 50 de locuri de muncă. Extraordinar, bravo! Știi câte locuri de muncă face Catedrala Mântuirii Neamului? Știi cum ridică zona? Ieri a apărut un articol foarte interesant scris de un greco-catolic. Tone, m-a uimit. Omul zicea, tone, n-am nimic, chiar nu mă... Poți să nu-l suport pe ortodox. Bă, dar uite-te la realitate.
Adică până la urmă este simbolul creștinismului lângă un vechi palat al comunismului. Asta spune multe. E ridicarea zonei. Odată cu construcția catedralei Mântuirii Neamului Iaid, că până la urmă parlamentul ăla este un us foarte închis. Vreau să explic doar telespectatorilor logica ta, mai pe înțelesul lor, apropo de crearea de locuri de muncă. La Catedrala Mântuirii Neamului lucrează, nu știu, sute de oameni, mii de oameni din zeci de companii. Acele companii plătesc salarii, plătesc ore suplimentare, înțeles că se lucrează Patriarhia în sine, da. Din banii pe care Patriarhia plătește companiilor care lucrează pentru edificiul ăsta. Și să nu uităm, cimentul... Și să mai spunem ceva, cimentul românesc, fierul beton românesc, cărămizile românești, Dumnezeu să mă ierte, adică... Credința românească. Plus că eu rămân la ideea că ăsta, iarăși greco-catolicul acesta spunea în articol, dom'le, până la urmă o capitală cum e București, e penibil să ai o catedrală a Mântuirii. Deci catedrala e de două ori studioul tău de aici. Apoi Dumnezeu să mă ierte. Că am stat și eu așa, tot așa mai nărozește să mă întreb, când construiești un stadion, nu? De câteva sute de mii, deci stadionul ăla e de vreo două ori și un pic cam ce am avea nevoie să finalizăm lucruri mai importante. Oare chiar era important pentru, în fond pentru 22 de oameni care joacă acolo? A, se scot bani de acolo. Mulțumim. Înseamnă că Iuda era primit în România oricând. Deci dacă băieții cu punga sunt cei care dictează, înseamnă că Iuda este primit oricând la masa festinului în România. Suntem un neam de iude? Eu nu cred. Chiar nu cred în chestia asta. Ce neam suntem? Azi. Astăzi. Eu zic că unul dintre cele mai frumoase popoare din lume. Ne și manifestăm ca atare? Ce înseamnă să te manifestă? Da. Da, uite, de exemplu, zilele astea am văzut copii veni, apropo de catedrala noastră din Sibiu. Zilele acestea au intrat zeci, dacă nu sute de grupuri de copii în catedrală. Tu ne entuziasmați puștii. Ne pupau. Ne deau mâna cu noi. Au căpătat câte o bucățică de anafură. Au... Părintele Macare le-a pregătit niște cărți de vizită, nu, cărți de poștale de astea cu catedrala. I-a lăsat pe băieței să intre în altar. Au intrat și fetițe când au vrut. O atmosferă de asta, de familiaritate. Doamne, biserica nu este un spațiu împotriva poporului român. Cine a creat impresia asta în popor e vinovat de moarte. Anatema sit. Știi cum ziceau bătrânii? Pentru că nu poți să transformi instituția care dă, de fapt, e sursa nădejdii unui popor. Și când zic biserică, zic și biserica catolică, și greco-catolică, și luterană, și prietenii baptiști, și prietenii advent, toate spațiile astea care lucrează. Noi tot vorbim de marea depresie în poporul român. Băi, bisericile astea sunt brațele lui Dumnezeu care îmbrățișează oamenii în depresie. Pentru starea în care este poporul acum, am avut nevoie de sute de facultăți de psihologie și sute de cabinete de psihologie. Da, ce nu pricepem? Brațele astea pe pământ sunt mișcate de preoți. Nu numai, când nu, sunt numai, mișcate. Nu. Eu nu mă duc singur undeva. De exemplu, eu când mă duc la spital să împărtășesc și să spun, nu mă duc că vreau, că eu mă duc. Brațul care mă mișcă e brațul familiei respective, a vecinului care zice, părinte, are la nevoie de ajutor. Când mă duc în, știu eu, la întâlnirea cu oamenii de pe stradă, când sunt, îi văd căzuți și îi ridic și plecăm mai departe, sau când se întâmplă lucrurile astea, eu sunt simplu, eu sunt un pitic la moara Duhului Sfânt, care dă la o manivelă... Asta ce înseamnă? Că uneori comunitatea mișcă preotul? Sigur da, dar doar comunitatea mișcă preotul. Preotul este dator, în schimb, să o închege și să o miște înainte. Că avem și câteva comunități de pururea cărcotaș. Pururea cărcotaș. Fac parte din ceea ce spuneai tu, farmecul neamului. Dar te doare capul, deci nu-ți vine să crezi. Dacă doar ei au stabilit împreună culoarea din afara bisericii să fie gălbuie. Dau un exemplu. Da, okay. A doua zi, da, dar trebuiau și roz, da, unde e portocaliu. Da, noi. Deci noi nu putem să fim niște construcții papagalicești doar pentru că unii oameni nu pricep că există rânduială. Biserica e în spațiu al rânduielii. Am slujit acum de bună vestire împreună cu părintele paroc de acolo la Îngușteriți, acolo într-o biserică nu umilă de cartier, un sat românesc devenit cartier. M-a impresionat enorm, pentru că era liniștea de început de viață în Sibiu. O simțeai. Oamenii ăștia nu se strângeau în biserică să-și bată joc de popă și de arhiereu și de lucrarea bisericii. Oamenii ăștia simțeau că prin biserică respiră. Acum respirăm prin moluri, respirăm prin benzinării, respirăm prin temirce, adică creăm bombe artificiale în mijlocul poporului și până ne mirăm, băi, dar ăștia artificierii, băieții de la Geniu care scot fitilul, ce caută acolo? Asta înseamnă că suntem pierduți? Nu, înseamnă că trebuie să ne respectăm întotdeauna geniștii. O armată fără geniști nu înaintează niciodată. Păi și cine ne învață să facem asta?
O să învățăm. Hai să vezi că o să învățăm și mi-e teamă că o vom învăța cu foarte multe pierderi. Da. Deci trebuie să bubuie de câteva ori. Da. Cred că, probabil că pe noi, noi n-am avea nevoie de un Charlie Hebdo, care până la urmă a fost un proces foarte amplu. Chiar m-am gândit că acum când au murit atâtea sute de studenți în Kenya, n-a ieșit nimeni pe stradă. Și eu am fost mânios de asta și am văzut că nu, și nu trebuie să te mâni, trebuie să înțelegi că asta e realitatea. Eu chiar mânios. Eu m-am gândit la un moment dat, știi că când noi aveam revoluția în România în 1989, în Rwanda se murea pe capete. Dar dacă nu era în agenda CNN-ului, nu există. Da. Da. Asta e omenirea. Din nefericire, ne televizăm sentimentele, foarte rar avem, uite, posibilitatea unui dialog de genul ăsta. Mă întorc, practic, la săptămâna în care suntem. De acolo ni se trage. Da. De acolo ni se trage. Un Hristos care învie. Dar poate tot acolo ne și vindecă. Și lehămițiții care plătesc să nu se recunoască învierea lui Hristos. Poate tot acolo ne și vindecăm în săptămâna. Sigur, da. Mai devreme sau mai târziu. Nu, tot timpul la timp. Da? Da. La timp, tot timpul. Hristos e concomitent prezent cu dorința noastră de a-L face prezent. Ce mai scrie Părintele Constantin Necula? Microfonul cu prieteni. A, interviuri. E munca de la Radio Trinitas, apropo de munca de presă. Da. E una dintre cărți. Sunt, de fapt, 6 cărți. Între timp a apărut și Farmacia de Cuvinte. Tot ce am zis la Radio România Actualități. Da. Unde am fost blocați, nu ca preot, am fost obligat să nu mai vorbesc, ca și celălalt colegi din Maratonul Duminical, pentru că am explicat că tot ce se întâmplă la... Da, este, emisiunea este suspendată. De... N-am știut da, asta. Da, da, pentru că s-a făcut loc în grilă muzicii populare. Deci nu aveam o muzică populară suficientă. Da, nici nu. Adevărul. Adevărul nu poate fi cântat pe muzica lăutărească. Și nu mai e de un an de zile aproape. Alexandru Rusu împreună cu mine a stabilit și am scos această carte tocmai ca să arătăm că atunci când închizi microfonul există posibilitatea să emiți mai puternic, pentru că vorba vola în scripta manet. Da, e adevărat. Da. Okay. Iar asta este o reeditare a unei cărți de povești pentru copii, dar nu numai pentru copii, de-aia ți-am dorit-o, că și pentru adolescenți, care este foarte frumos, foarte frumos, foarte, foarte frumos, ilustrată de o colegă, de o prietenă de-a mea și a lui Romeo Petrașciuc, editorul cărții, de la Timișoara, care, ai să vezi ce desene și ce... Pot să spun o întrebare personală și foarte abruptă, ce tiraj scoți la câte o carte? Aproximativ, nu? 1000, cam 1000, 1500, 2000. Tu te-ai uitat ce vizualizări faci pe internet? Nu. Îți spun eu. Nu există emisiune pe care... E Vinerea Mare, nu vreau să aud nimic. Nu e rău. Nu, dar e important, da. Fiindcă e un glas care ajunge la oameni. Nu există emisiune pe care să fie făcută împreună care să aibă sub 4.000 de vizualizări, ceea ce pentru o emisiune de provincie, modestă, așa cum suntem noi, eu mă bucur că e așa și să știi că și cei care mă înjură sunt prietenii mei. Are Părintele Arsenie Boca o vorbă, și asta nu e inventată, că există în cărțile lui, că sunt multe care sunt puse în cărca părintelui de te doare capul. Părintele avea o vorbă că cei mai buni prieteni sunt criticii lui care au dreptate. Și care ajută să vadă ceva în care el însuși, așa și cu mine, eu îmi văd limitele, îmi cunosc răsturnările, doar nu sunt nici, încă n-am aselenizat. Ce ar trebui să fac ca să mă împac cu mine și cu Dumnezeu acum, azi, în seara asta? Să-i lași pe Raluca să vorbească mai mult, da? Să o pui în valoare, să-i pui pe băieți în valoare, să-i mulțumești tot timpul. Ei se pun singuri prin imaginile care le dau oamenilor. Da, dar vezi că ei au nevoie de omul liderul lor din platou tot timpul. Ferească Sfântul să fiu eu ăla. Și nu în ultimul rând, acum trecând dincolo de orice fel de glumă, trebuie să fii foarte atent la darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Tu nu ești valoros doar acum pentru că emiți într-un studio și chestii de genul ăsta. Tu ești urmărit tot timpul pe stradă ca un model, ca o portvoce. Mi-aduc aminte și să știi că nu uit scena din Piața Mare când nu erau foarte multe șanse conform sondajelor. Să-ți asumi ca jurnalist local riscul de a ieși în față să sprijini un om, e un risc pozitiv. Oricare ar fi făcut-o cu demnitate, sunt convins. Dar e o chestie de naturalețe pe care n-are voie să ți-o schimbe niciodată nicio altă structură. Decât... Apropo de aia, tu trebuie să înțelegi că noi am fost constanți. Da. Deci, și eu am fost constant, recunosc. E adevărat. Dar în aceeași vreme, vezi, constanța nu e dorită în România. În România este foarte interesant fenomenul reculul de pendul, așa se cheamă asta. Generația asta selfie, care s-a creat în politică, da? Este o generație care cultivă pendularea. Uite-te bine, de la un DNA tăcut, mut și aproape absent an de zile, ajungem la DNA-ul nostru, cel de toate zile, că auzi de DNA mai mult decât auzi despre Hristos în mod cert. Deci oamenii noștri care și-au transformat televizorul în iconostas,
În mod sigur, idolii de acum sunt DNA-ul, ANAF-ul, care e supărăcios. Eu chiar am stat și m-am întrebat, oare oamenii ăștia își mai bat joc mult de băieți, de oamenii ăștia din ANAF? Care sunt niște oameni care, în mod real, au datoria să facă ce fac. Vine nou să ne spună că pentru 5 lei închid o bodegă. Poate că așa e, dar sunt alte sute care, sub vechile controle, scăpau totdeauna pe tot felul de interese. Absolut. Uite că s-a născut un DNA mai mic, noul idol al... Și sunt o grămadă de alte lucruri de genul ăsta. Eu ca om al bisericii nu pot decât să mă bucur că în sfârșit corupția este radicalizată. Iar dacă corupția a lovit în biserică, și inclusiv în biserică trebuie scoasă în afară. Eu sunt convins că sunt oameni în reverendă care și-au vândut sufletul pentru lucruri de nimic. Și avem obligația de a spune la un moment dat, voi vă faceți pachetări și plecați în direcția în care ați vrut să slujiți. O faceți? Sunt convins că da. Știu mai bine decât mine câteodată. Da. Se vede și sunt de obicei foarte bine atenționați. De exemplu, faptul că în ultimii 3-4 ani activitatea extra-profesională a preotului s-a redus doar la câteva chestiuni, cam ca la parlamentare, așa, câteva... Noi nu avem o Agenție Națională de Integritate în biserică, dar avem un arhiereu care vede și zice, vezi că ce faci tu așa nu merge. Nu e, da. Sigur că la se supără, că e sursa lui de venit. Uneori să știi că de cele mai multe ori din sursa aia de venit aprovizionau proiecte ale bisericii. Am auzit și asta, da. Dar e de preferat să stai în banca ta și să-ți vezi de treabă ca preot. Părerea mea personală este că nouă ne trebuie extrem, nouă ne-a prins foarte bine dușul și continuu să cred că este o binefacere că suntem înjurați și trași de mânecă și trântiți, pentru că altfel adormeam. Tendința românului e când e bine să moțăie. Pot trăi învierea fără să fiu în biserică? Și da și nu. Sunt convins... Mă rog, sunt spații în care în mod cert se trăiește învierea fără biserică. Mă gândesc la spitale, mă gândesc la băieții de la ISU. Uite, să le și transmitem că suntem tot timpul noaptea, cineva ne va păzi să ne fie bine. Ei acolo sunt conștienți că o mamă care își îngrijește copilul, știu eu, poate că un iubit care și-a așteptat un an iubită și-o așteaptă chiar la 12 fără 5 să aterizeze avionul, că se poate întâmpla și chestia. Piloții care zboară, nu? Gândește-te cel care zboară peste aduc lumină. Care zboară peste înviere. Tu îți dai seama câte învieri fac oamenii ăia de la București la Paris, de exemplu, de câte ori prind învierea în zborul ăla. Deci lucrurile astea le putem privi așa, dar eu cred că este un gest de minimă cordialitate aproape copilărească cu Hristos să te duci să-i bați la ușă în noaptea de înviere să zici, băi, și când nu cred în tine, te respect. Ai fost tare. Așa vom face atunci. Da. Mulțumesc, Părinte, pentru întâlnirea în această seară. Dăm o scurtă pauză și revenim pentru tine. La fel cum ai învățat să scrii, poți învăța o nouă meserie. Mami Ale din nou servici. Oferim cursuri gratuite pentru șomeri și cei care caută un loc de muncă. Alătură de echipei Jifa în cadrul proiectului Formarea Profesională, o nouă șansă, un nou început. Oferim lunar subvenție de 700 de lei. Contactează-ne. Suntem Jifa SRL din Sibiu, drumul Ognei numărul 4. Detalii pe cursuri.jifa.ro. Investește în oameni. Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Doamnelor și domnilor, ne despărțim în această seară aici. Vă dorim sărbători de Paște binecuvântate. Sperăm să ne revedem sănătoși. Luni, în a doua zi de Paște, o emisiune specială în care ne vom bucura de prezența în platou a trei dintre cele mai îndrăgite voci ale Sibiului. Voci și oameni. Și oameni, evident, ai Sibiului în acest moment. Mariana Jianu, Camelia Cosma Stoiță și Anca Mărginean. Pe săptămâna viitoare, cu bine, Doamne!